here to witness and to tell you about life. Sunt aici să vă spun despre viață și să fiu o mărturie pentru voi. I want to ask you, each and every single one of you, și vreau să vă întreb pe fiecare din voi, personal question. O întrebare personală. Do you have life? Do you have life abundantly? Ai viață? Ai viață din belșug? Read in John 10:10. Dacă citim în Ioan capitolul 10 cu versetul 10, hoțul nu vine decât să fură, să înjunghe și să prăbăduiască. Eu am venit cu oile să ai, ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Jesus Christ says these words. Iisus Hristos a zis cuvintele astea. Because the enemy comes and he wants to steal. Fiindcă cel rău vine și vrea să fură. He wants to kill you, the opposite of life. Vrea să te omoare, chiar opozit de viață. But I want you to enjoy life and I want to give you life. Dar Iisus Hristos zice, eu vreau ca tu să-ți găsești plăcere în viața asta cu mine, eu vreau să-ți dau viață. Not just life, that agree and eat and drink. Dar nu numai viață, numai să trăim, să respirăm, să mâncăm, să ne culcăm. But life abundantly. Dar o viață din belșug. What does that mean, a life abundantly? Ce înseamnă viața asta din belșug? I want to tell you about my life. Vreau să vă spun despre viața mea. I have been raised and born in a Christian family. Fiindcă am fost născut, crescut și într-o familie creștină. From a very young age I started going to church, Sunday school. Când eram foarte mic am început să mă duc la biserică, la școala din biserică pentru copii mici. And I thought, if I go to this church, if I go to the service, am crezut dacă merg la biserică, dacă mă duc la servici, sunt creștin. My life is going to be good. Viața mea o să fie bine. And it's going to be easy. Tot o să fie ușor. God will answer all my prayers. Dumnezeu o să-mi răspunde toate rugăciunile mele. There will be sin in my life. Nu mai o să fie păcat în viața mea. Very soon I found out. Dar foarte repede am aflat. By that age that I didn't find this in the church. Când eram micuț, am aflat că nu pot să găsesc lucrul ăsta în biserică. I tried to go to prayers. Am încercat să mă duc la cerc de rugăciuni. Tried to have Christian friends. Am încercat să am și prieteni creștini. But I didn't have life. Dar n-am avut viață. And I started looking for this life. Și m-am uitat pentru viața asta. I was looking around. Și m-am uitat peste tot pentru viața asta. I seen in school people. Am văzut în școală oameni care au avut o viață. I seen them laughing, having fun. Am văzut că râdea și I look at myself in the church. M-am uitat la mine, m-am uitat la biserică. And my eyes are blind, I saw only rules, I saw law. Ochii mei au fost închiși, am văzut numai regulă, am văzut numai lege. Everybody my age says church is boring, prayer is boring. Fiecare persoană care era de vârstă mea zice, nu găsesc plăcere în biserică, God is boring. Dumnezeu, nu găsesc plăcere în Dumnezeu. I start to believe that. Și am început să cred și eu lucrul ăsta. But God is boring. Că nu poți să găsești plăcere în Dumnezeu. The life is in the world. Și viața e în lume. So I went out to this quest. Și m-am dus în lumea asta pe aventură să pot să găsesc lucrul ăsta. This quest started with disobedience of my parents. Asta a început cu neascultarea de părinții mei. Hanging out with people I know I shouldn't. M-am împrietenit cu oamenii care am știut că nu trebuie să mă împrietenesc cu ei. M-am dus în locuri unde am știut că nu trebuie să fiu. Going places where I know there is sin. Am dus în locuri unde am știut că este păcat. Just to check it out. Just I want to see what life is like. Numai să văd cine acolo, cum e viața asta. I want to understand them. Am vrut să-i înțeleg. And I see their smiles, I see their laughter. I-am văzut zâmbetele lor, i-am văzut bucuria lor. I want a piece of that. Am vrut și eu o piesă din lucrul ăsta. I was a part of the group. Dar n-am fost o parte din echipa lor. So I became like one of them. So am devenit să fiu și eu ca ei. So I started laughing like them. Am început să râd și eu ca ei. Cursing like them. Să înjur ca ei. Smoking like them. Să fumez ca ei. Drinking like them. Să beau alcohol ca ei. Committing adultery like them. Să trăiesc în păcat de curvie ca ei. Was enough. Nu a fost destul. Was satisfied. What's going on? N-am găsit plăcere în lucrul ăsta. N-am avut frumos. N-am viață. I can't sleep at night. Nu pot să mă culc seara. Yeah, everything is awesome. Everything is fine when I'm with them. Da, tot e bucuros când sunt cu ei. When I go to my bed, I hear my parents pray. Dacă sunt acasă, singur în pași, pot să aud părinții să roagă. Este durere. There's sin. Este păcat. I go to church and I don't care. Mă duc la biserică și nu-mi pasă. People around me are crying. Peste tot oamenii plâng. People around me are praising God. People de lângă mine să îi proslăvesc numele lui Dumnezeu. Sit there with stone heart. Și am o inimă așa împietrită. Ah, they don't have life. I have life. Și zic, ei n-are viață, eu am viață. I will find it that there's life abundantly somewhere out there. Eu să găsesc viața asta din belșug undeva acolo în lume. But soon this wasn't enough. Dar după un timp asta nu a fost destul. Oh, there was a thirst in my heart. Era o sete în inima mea. I didn't know how to quench it. Și n-am știut cum să umplu setea asta. So there's got to be something more. Am zis, trebuie să fie ceva mai mult. So I start traveling.
Am început să mă duc în excursie. I started seeking into different countries. Am început să merg în alte țări să caut lucrul ăsta. I moved to Canada. Ne-am mutat în Canada. I started traveling on there. Am umblat pe acolo. Man, maybe I felt life in fashion. Poate că găsesc că viață în modă. I buy something expensive and I feel good for 5 minutes. Cumpăr ceva care e foarte scump și poate că mă simt bine pentru 5 minute. After a week, I don't care. Dar după o săptămână nu-mi pasă. Money, it's where it's at. Banii, acolo trebuie să fie banii. Oh, the rich people have money. Oh, toți oamenii bogați au bani. They can do whatever they want. Ei pot să facă ce vrea ei. I'll be a millionaire. O să devin să fiu milionar. So I took off school, I started working. I started making money. Am început să lucrez, m-am lăsat la școală. Am început să fac foarte mult bani. So much money, I can leave my parents' house. Așa de mult bani, am putut să plec de la părinții mei. I get my own house. Am cumpărat casa mea. Oh, what a life. Oh, ce viață. But I need something else. There's nothing. Dar mai mult trebuie mai mult, că nu era de cars. Oh, mașină. A fast, nice car. Vreau o mașină repede, o mașină frumoasă. What car can I buy? Care mașină poți să cumpăr? Looking for best car. Am uitat pentru cea mai faină mașină. Adunam banii. And I wasn't that rich though. Dar nu eram așa. So I went to debt just to buy a nice new car. Și I went to the depths to buy a nice new car. M-am băgat în datorii numai să cumpăr o mașină frumoasă. I was driving it. Și conduceam. The more I drove it, the more boring it got. Și mai mult am condus o mai găseam. Oh, what's going on? Ce se întâmplă? Why don't I have life? De ce nu am viață? I have money, clothes. Am bani, mașini, haine. I have everything. Am tot ce vreau. I don't have life. Dar am viață. I can't sleep at night. Nu pot să mă culc seara. I know there's something else, but I can't sleep at night. Știu că este altceva, dar nu pot să mă culc seara. And the alcohol and the booze, I don't care about this anymore. Alcohol și droguri, așa nu-mi pasă de ele. Oh, people are doing drugs, maybe we should do that. Oh, oamenii face droguri. Atunci am făcut și eu droguri. Dar nu știu. Look at this, some people look after years of usage. Dar mă uit la poziția asta și văd cum oamenii arată după ani și ani de droguri. I tried once. Am încercat o dată. Let's see what happens. Să văd ce se întâmplă. I try. Am încercat. Everything is good. Tot e bine. I have life, I don't care. Am viață, nu pasă. I'm flying, I'm in the States. Zbor, sunt într-o stare așa. Next morning again. Aceeași dimineață. Life is gone. Viața a trecut. I need it again. Îmi trebuie încă o dată. So my life goes on. Și viața mea tot așa s-a dus. Și așa s-a dus. Die. Die. Mor. Și mor. Și mor. Something in me is just ceva in mine. Plânge. Something in me is seeking it. Ceva în mine îți caută. And I went anywhere to find it. Și m-am dus peste tot să găsesc lucrul ăsta. I didn't find it. N-am găsit. I went to churches, so I tried to find it in the church. M-am dus într-o biserică, am crezut că biserica mă dă. Find it in the preacher. Să găsesc în fratele pastor, poate fi el mă dă. Find it in Christian friends. Să găsesc în prieteni care să numește creștini. I looked everywhere. M-am uitat peste tot. Really? Chiar așa? Maybe not. Posibil că nu, nici aici. I read about God and I see God working. Am auzit de Dumnezeu și văd că Dumnezeu lucrează. But he only works with pastors. Dar el numai lucrează cu pastori. He only works with pastor families. El numai lucrează cu familii de pastori. Uite-te, how ugly I am. Cât de urât sunt. Jesus would never give me life. Iisus Hristos niciodată nu-mi dă viață. Jesus would love me. Niciodată. There is no forgiveness for me, I thought. Pentru mine nu este iertare. Așa m-am gândit. This is me now. Asta sunt eu. Driving on the highways. Conduc mașina pe freeway. Mă uit la ceilalți care vin spre mine și mă vreau să mă bag în ea să-mi iau viața. Look at different ways, I can die anyways, there's no forgiveness. Mă uit la cât de multe feluri pot să mor ca să fie iertare. And I sit there one day. Și stau acolo într-o zi. Sit on my couch. Stau pe sofă. Out of my mind. Sunt plecat de mintea mea. In this moment. Și în momentul acesta. Look down. Mă uit jos. I'm burning. Și ard. What's going on? Ce se întâmplă? Why am I burning? De ce arp? I look at my hands, there's chains. Uite la mâinile mele, este lanțuri. This is sin? What is sin? Este păcat, ce-i păcat? I hear the devils around me. Și aud pe dracii pe mine. Și râde. They're calling my name down. Și mă numește prost. I get sucked down. Și mă trage în jos. I'm dying, I'm dead already. Mor, deja murit. God! Doamne! Where are you? Unde ești? I need life. Îmi trebuie viață. I panic. Am ieșit din răsărită de banii. Am fugit acasă, am încercat să am început să distrug tot acolo și un prieten al meu. God, I don't know where you are. Și am zis, Doamne, nu știu. I need you. Dar mi-e treabă pe tine, Doamne.
M-am culcat. 3 days later, a young man comes to me. Două zile și vine un om tânăr la mine. This Christian? Zice, Cristi? I heard about youth conference. It's am auzit despre o conferință de tineri, vreo 900 de kilometri sud. Man, I've been to hundreds of youth conferences. Și eu mă gândeam, m-am dus și eu la 100 deja de conferințe. Niciodată nu m-a schimbat viața. I tried to get so many times. Am încercat de multe ori să mă opresc de viața asta. Man, then I tried to change. M-am dus, am încercat să mă schimb, nimic nu a lucrat. But then I hear a voice. Apoi am auzit o voce. Christian. Cristian, asta e ultima șansă care primești. Don't take this chance. Dacă nu iei șansul acesta, no, chiar o să mor. Oh, I started fearing. Am început să mă temut. And I couldn't wait until the days came down. N-am putut să aștept până când vine zilele astea de conferință. Când a venit timpul, am început să conduc. And then all of a sudden, everything around me started shaking. Dintr-un moment, tot de pe lângă mine a început să tremure. All the chains have been pulled in. Toate lanțurile au început să mă tragă înapoi. Girls are calling. Fete mă sună. Free things are being offered. Lucruri de gratis sunt oferite. Everything is looking better, but I know where I really am. Fiecare lucru, păcatul ăsta se uită foarte bine acum, dar eu știu unde sunt. I had to believe that voice. Și am vrut să-mi cred în vocea aia. It was a little bit more than a year ago. Asta a fost acum. I remember coming to the church, opening the door. Îmi aduc aminte că am venit într-o biserică și am deschis ușa. Into the church. Am făcut primul pas în biserică. Everybody turned around. Și toți s-au întors. Everybody knew me. Toți m-au cunoscut. Everybody knew the sin I was living in. Toți au cunoscut păcatul în care trăiam. Hey, Chris, come here, sit down here. Cristian, aici, aici, stai lângă noi. But this moment I didn't care. În momentul acesta nu mai realizam nimic. M-am dus în ultimul rând. Am început să stau jos și am început să plâng. Am început să plâng în hohote. Pentru prima dată în viața mea am simțit viața și era chiar în față la mine. Și era așa aproape. Și stăteam acolo și tremuram. Și păstorul a zis. Before you finish the words, I ran all the way up and I dropped my face. I fugit și am picat în fața lui. I said, God. Și am zis, Doamne. You know who I am. Știi cine sunt. I know who I am. Și acum știu și eu cine sunt. I tried everything. Am încercat tot. Nothing works. Nimic nu lucră. I come to you now. Dar acum vin la tine. You promised life. Tu m-ai promis viață. I take you by that promise. Ia, te iau de promisul acesta. Dă-mi viața asta. Și am început să cer iertare să mă căiesc. Let's say evening, a brother comes to me. În seara aia a venit o frate la mine. Yes, Christian. Zice, Cristian. Vreau să-ți spun ceva. Ce-a făcut astăzi a fost foarte bine. Dar vreau să-ți spun ceva, frate. If you don't give 100% to God right now, dacă nu dai 100% la Dumnezeu acum, eu îți garantez că tu o să mori și să mergi înapoi. Ce înseamnă lucrul ăsta, să dai 100% la Dumnezeu? Ce înseamnă să-mi dau viața mea la Dumnezeu? N-am știut nimic. You, God is out there. Am știut că Dumnezeu e afară acolo. Exactly that. Și am spus exact așa. God, Doamne, I want and I need your life. Te vreau și mă trebuie tu să fii viața mea. I don't want to lose it ever. Nu vreau ever să pierd niciodată, niciodată, Doamne, nu mă vreau să pierd viața asta. Orice lucru dorește ca tu vrei să fac, îți dau. Vreau viața asta. I start praying and ask God for am început his will. să rog ca Dumnezeu să descopere voia Lui. That was a year ago. Și asta a fost acum un an. And I know there is a lot of people in the state right now here. Și știu că sunt foarte mulți în țara asta și în locul acesta, în starea asta. And they're in between these two decisions. Și în mijloc de decizia yes, asta. Yes, they ask God for repentance. Da, l-au întrebat pe Dumnezeu pentru pocăință. They ask God to forgive them. A întrebat pe Dumnezeu să iertă. They have received forgiveness. A primit iertarea. But da. Now there's something else. Dar acum mai este mai ceva acolo. Now God says, give me your life. Și acum Dumnezeu îți spune, I died for you, I gave my life for you. Eu am murit pentru tine, eu am dat viața mea pentru tine. Ce vrei tu să-mi dai mie? You know what meant for me? Și ce am semnat pentru mine? Start praying. Am început să mă rog. And God revealed to me something amazing. Și Dumnezeu m-a descoperit ceva foarte frumos. This little kid already. Un copil mic. I remember I was reading missionary books. Am adus aminte că citeam despre misioneri. Citeam despre familii care trăiau în Africa cu copiii lor. Oh, I respect them, I looked up to them so much. Așa de mult respect am avut pentru așa m-am uitat la ei. I want that. This is what life must be like. Așa trebuie să fie viața. But for 21 years I believed the lie of the devil. Dar 20 de ani, 21 de ani am crezut în minciuna diavolului. The door is locked for you.
El m-a zis că ușa asta e închisă pentru mine. No, Jesus says. Și ce m-a zis Iisus? I am the door. Eu sunt ușa. Anyone who comes to me, orice persoană care intră prin mine, va fi salvat. He will come in. El va veni înăuntru. And he will go out. Și va merge afară. And he will find pasture. Și va găsi praște. So I said, God, does it really work? Can I really do this? Îmi zice, Doamne, chiar pot să fac și eu lucrul ăsta? And God said, yes indeed. Îmi zice, da. So right now where you are, chiar acum unde sunteți și there's voi, there's a desire in your head that's planted there right now. Este o dorință acolo în inima voastră care pus acolo în Dumnezeu. Este o chemare pentru tine care nu mă duci în Dumnezeu. And the devil and your family and your friends are telling you, și familia și prietenii vă spune, this is not for you. Asta nu e pentru tine. You need to worry about finances. Tu trebuie să te îngrijorești despre finanțe. You need to worry about school. Tu trebuie să te îngrijorești despre școală. Tu trebuie să ai o nevastă, un bărbat. Take care of your own first. Tu trebuie să te îngrijorești tu de sine prima dată. And everything else will come. Și tot o să-ți vină. Wow. Nu e adevărat. That's what works. Nu așa lucră. It works with a decision. Lucrează cu o decizie. If you want this, you have this desire in your heart. Dacă ai dorința aceasta în inima ta. You can say today, God. Poți să zici, Doamne. I want to follow this. Astăzi poți spui, Doamne, vreau să te urmez. And I can't do this without you. Și nu pot să fac fără tine. I am your sheep. Eu sunt oi din oile tale. You are my shepherd. Tu ești păstorul meu. Shepherd guides. Păstorul shepherd leads. Arată unde să mergi. So today God wants to lead you. Și Dumnezeu astăzi vrea să te conducă pe tine. Vreau să vă conducă pe fiecare din noi. I want to tell you, I want to testify God into my life. Vreau să vă spun despre Dumnezeu în viața mea. I lost my job. Am pierdut locul de muncă. I lost my house. Am pierdut casa. I lost my car. Am pierdut mașina. I lost all my money. Am pierdut toți banii care and I couldn't be more happy. Și nu pot să fiu mai bucuros acum. Și de ce? Because God opened up something to me. Fiindcă Dumnezeu m-a deschis și la mie. El m-a zis. It won't be longer you who will live. It won't be longer you who will live. Nu o să mai fie tu care trăiești. Give me everything. Dacă îmi dai tot mie. I will live through you. Eu să trăiesc prin tine. Și o să dau viață, viață din greșul. God carried me from Canada. Dumnezeu m-a călăuzit din Canada. Din Canada până în America. To a mission school. La o școală de misioneri. We had the chance to get to know God from unde am avut oportunitatea să întâlnesc pe Dumnezeu. 7 years ago God opened the doors here for me to go to Austria. Acum 7 ani Dumnezeu 7 years ago 7 months. 7 months. Acum 7 luni Dumnezeu a deschis ușa ca eu să vin aici în Austria. I had the chance to serve God. Și acum am oportunitatea să slujesc pe Dumnezeu. Eu nu sunt mai bine decât Iisus de Dumnezeu, eu sunt mai urât. But God is using me. Dar Dumnezeu mă folosește pe mine. Pentru că i-a dat viața lui. And he doesn't know what to use you because of you, who you are. Și el pe voi nu vrea să mă folosească fiindcă cine sunteți. Because of who he is. Fiindcă cine el e. No. Și acum. I have life abundantly. Am viață din greșul. Every single day. Fiindcă fiecare moment. No matter how hard it is, no matter how difficult it is. Nu contează cât de greu e. I know when I fall on my knees. Știu când mă plec pe genunchi. Salvatorul meu e chiar acolo. Păstorul meu mă duce. He wants to give me living water. Mă conduce, vrea să mă ia apă. Să-mi plâng și nu-mi dă apă. I am thirst no more. Nu mai mi se atât de nimic. I don't have over no more. Nu mai mă trezesc dimineața cu inima zdrobită. Water of God. Am viață. Am apă. Water, I feel it flowing through this place today. Apa asta o simt că este în mijlocul nostru. And it's up to you if you want to go. Yield up. Și este decizia voastră dacă vreți să mă închinați. And drink of it. Și să bei din apa asta. You want to drink of the eternal water of God today? Vrei să bei din apa lui Dumnezeu astăzi? You all know the story in John 4. Noi toți știm povestea asta în Ioan capitolul 4. Jesus Christ spoke and sat down to some written woman. Când Iisus Hristos s-a întâlnit cu femeia samariteană. Tell her, give me something to drink. Și a spus, dă-mi ceva să beau. And she says, și a zis, why are you a Jew ask me as a Samaritan woman? Cine ești tu, nevreau să-mi întreb pe mine o femeie samariteană? If you would know, who would be asking you? Și a zis, dacă tu ar fi știu, cine te întreabă? You would be the one asking me. Tu ar fi cea care mă întreabă because pe mine. Because I have water. Fiindcă am apă. If you drink it once. Dacă bei o dată. You would never thirst again. Nu să-ți mai fie sete niciodată. I want that water. Și zic, eu vreau apa asta. I hate coming up to this well. Nu-mi place să tot vin aici să fac drink of it and I thirst again. Beau din ea și iar mi sete. I try, I have money, I have everything else. But I'm thirsty, that's what killed me. Și mi sete. You know what Jesus Christ says then? Și ce zice Iisus Hristos apoi? Your husband. De ce chemă-ți bărbatul? What do you mean? I don't really have a husband. De ce? You know what Jesus Christ at that moment? Și ce zice Iisus Hristos apoi? Showed her who she is. Iată cine e ea. There's still blocking it. Și că este păcat care stă în față. The reason maybe you don't have water in your life. Și posibil că reason de ce n-aveți apă în viața voastră. Because
there's a sin blocking it. Este un păcat între voi și I want to testify also. Vreau să vă mărturisesc. Today is a good day. Astăzi este o zi binecuvântată. Today is a day of grace. Astăzi este o zi plină de har. And we call upon the blood of Jesus Christ. Apa sângelui lui Iisus Hristos. No matter how big. Nu contează cât de mare. No matter how dirty you are. Nu contează cât de murdar. No matter how sin you are. Nu contează în ce păcat trăiești. Come. Va veni. Wash it free. Și te va spăla. And waters shall flow out. Și apa va ieși afară. Waters of the living, of the Holy Spirit. Apa de la Duhul Sfânt. And I can guarantee you. Și pot să garantez că acest decision. Dacă faci decizia asta. One year from now. Într-un an. Oh, you will not believe how your life can be. Oh, nu o să te vină să crezi cât de plăcut e viața ta. Word boring will not exist in your mind. Cuvântul ăsta plictisează. Nu va exista în inima voastră. Yes, there will be trouble. Yes, there will be problems. Da, va fi probleme. Da, va fi necazuri. But at any time. Dar în orice moment. When you do the will of God. Când faci voia lui Dumnezeu. He will be with you with power. El va fi cu tine cu putere. With grace. Cu har. With love. Cu iubire. This is today. Și decizia asta poți face astăzi. Astăzi este o zi de har. Și vreau să vă dau... Încearcă, gustă din apa asta vieții. Și îți va schimba viața complet.